ani de zile care au trecut, suferință, poate nopți nedormite la început, stres și multe alte probleme, pentru că o problemă din aceasta majoră atrage pe lângă alte probleme, poate la fel de majore. A fost dureros, dar mă bucur că în sfârșit s-a încheiat. De fapt, procesul s-a încheiat în mare parte la sfârșitul anului trecut, în care domnul Ionuț Neguiță trebuia să plătească prejudiciu și să-și ceară scuze public. Lucrurile nu au stat în totalitate așa, pentru că au mai fost niște puncte pe care dânsul nu le-a respectat. Să ne spui Astea. care sunt acele, dar Fane, am o rugăminte, dacă poți să stai un pic Te mai pe rog. spate să te vedem mai bine, să te lași un... Așa, dacă ai Ok. putea să stai E așa, ar fi perfect? perfect. Acum e E perfect, te vedem perfect perfect. așa? Bun. Da, bun, te rog. Au fost niște puncte. Într-adevăr, s-a respectat o parte din ele, adică mi-a virat o parte din bani. Câți bani ți-a dat? Și poftim? Câți bani ți-a dat, Negoiță? Cu cât a plătit umilința pe care ți-a pricinuit-o ani de zile? Cu 7.000 de euro. Mi se pare Păi bătaie de parcă joc, e se salariul vorbea tău de... pe lună. Pentru că, gândiți-vă că procesul meu a început la judecătorie, unde mi s-a dat dreptate și mi s-a dat suma de 100.000 de euro. În fine, după ani de zile de judecări, procesul s-a încheiat la suma de 7.000 de euro. Incredibil. Da, v-am zis, n-am pus niciodată banii pe primul loc. Am Da, pus, Fane, dar ești dar. fotbalist și ajungi la un moment dat, te retragi și te trezești că stai puțin. Că știi la ce mă gândesc? Eu nu țin partea nimănui, privesc din exterior, ca ziarist. Dar stau și mă gândesc, tu în momentul în care primești o etichetă de blatist, că asta a insinuat de fapt, mă gândesc, poți să pierzi oferte. Tu poate avea ofertă, nu știu, de la o echipă din zona arabă pe 50.000 pe lună și ai pierdut oferta pentru că a apărut știre că ești blatist. No, eu am avut într-adevăr atunci, nu știu dacă pot să-i spun o ofertă, am avut niște discuții foarte avansate cu echipa din Cipru, Da. care plătea mult mai bine decât eram eu plătit în România. Da. Acum nu vreau să spun că din cauza aceasta am pierdut, adică nu e ceva să am negru pe alb, că din cauza Da. aceasta am pierdut acel transfer, dar sunt ferm convins că a atenuat destul de greu, vorbele au atenuat destul de greu în general, pentru că lumea imediat după impactul acela, a durat destul de mult timp să-și dea seama că Fane Bărboianu nu a făcut absolut niciun gest de care a spus dânsul. De ce spun asta? Pentru că mergeam pe stadioane, la meciuri, și erau și suporteri care mă apostrofau și strigau fel și fel de lucruri. Ce simțeai în momentele alea, Ștefan? Simțeam o mare nedreptate, pentru că nu mai eram singur în momentul acela, eu și cei apropiați mei sau cei care mă cunosc, care știam adevărul. Chiar dacă eu de multe ori l-am strigat în gura mare prin intermediul dumneavoastră, mulți m-au crezut, mulți nu m-au crezut. Dar asta este viața. Poate că acest lucru, așa a vrut Dumnezeu să mi se întâmple, acest lucru m-a întărit. Mulțumesc persoanelor care au fost alături de mine în momente destul de grele. Mi-aduc aminte vorbele domnului Neguiță când a spus că nu voi mai găsi echipă și că mă voi lăsa. Îi mulțumesc pe această cale domnului Tănase pentru că a fost Președintele primul Concordiei. președintele Concordiei, care a fost primul om care, nu știu, să nu exagerez, la câteva zile m-a sunat și a zis că mă dorește la echipă. Mulțumesc mai multor persoane. În momentul de față am trecut peste, sunt bine, sunt sănătos, familia e bine, încercăm să trecem de această perioadă nasoală a omenirii și să revenim cât mai repede la antrenamente și la jocuri. Deci, Fane, dacă ar fi să concluzionăm, din umilința asta care s-a întins pe ani de zile, tu ieși cu 7.000 de euro despăgubire și un mesaj dat într-un site de sport în care îți cere scuze, dar nici măcar Da, total, mai sunt spune doar... într-adevăr, în afară de acești Da, 7.000 de euro care da. au fost plătiți, mai sunt niște bani care trebuiau plătiți, pentru că a fost un punct la dosar în care fiecare zi de, ca o penalitate, fiecare zi Da. de întârziere în care domnul Neguiță nu
ieșit să-și ceară scuze public, a fost penalizată cu 100 de lei pe zi, cum ar veni. Da, da. Deci mai sunt, într-adevăr, de când s-a dat decizia, mai sunt ceva bănuți, nu știu să vă spun suma exactă, pentru că nu am calculat-o, pe care trebuia să-i plătească dânsul. Nu s-a întâmplat și s-a ajuns să continui, să zic așa, o parte din proces pentru acest lucru, pentru că dânsul de-a zilele trecute a ieșit să-și ceară scuze. Ați văzut și dumneavoastră ce a spus. Da, stau și mă întreb, nu era cumva firesc sau normal să facă o conferință de presă sau să dea un comunicat de presă pe site-ul clubului? Adică scuzele lui au fost aruncate pe un site concurent cu noi, undeva la diverse. Trebuia să dai scroll mult. Haideți să vă spun cum a stat situația. De fapt, cum e situația. Când înainte să încheie tot, discuția a fost că va ieși. Că va ieși într-adevăr cu un comunicat de presă pe site-ul clubului Dinamo. Acum ce s-a întâmplat, că a trecut destul de mult timp de atunci și până în zilele trecute când a declarat, este fix problema dânsului. Bănuiesc că este un om destul de orgolios. Până la urmă nu e o rușine în viață să accepți că ai greșit și să-ți ceri niște scuze, chiar dacă poate unii este mai sus ca oameni, unii este mai jos. Nu e o rușine să faci lucrul ăsta, ba din contră, eu o văd ca un gest care ai fi privit foarte bine de celelalte persoane. Dar v-am zis, fiecare poate are orgoliu, poate fiecare e diferit și dacă dânsul așa a considerat că trebuie să-și ceară scuze în acest fel, până la urmă sunt decât nimic, sunt binevenite și aceste scuze, pentru că am așteptat, v-am zis, sunt ani de zile. Dacă nu mă înșel, a avut o declarație la un moment dat că i-a spus lui domnul Mititelu în legătură cu tine ceva. În această privință te-ai lămurit? Da, ce să zic, vă dați seama că în perioada aceea cu câtă lume a vorbit și câtă lume i-a fi spus de bine de mine. Bine, Mititel, oricum, nu are cum să te iubească după ce tu ai fugit din cantonament cu Găman, dacă nu mă înșel, prin 2011. Bine, nu știu dacă mă iubește sau nu mă iubește. Nu prea am, de fapt, nu am vorbit cu dânsul. Țin minte că cred că sunt ani de zile, foarte mulți ani de zile. O singură dată eram în Craiova și ne-am intersectat la semafoare cu mașinile. Țin minte că într-un an mi-a dat mesaj să-mi ureze sărbători fericite. Probabil a dat la toată agenda. Glumesc. Dar aceste două lucruri s-au întâmplat din 2010, de când am plecat. Acum dânsul știe mai bine dacă mă iubește sau nu mă iubește, dacă mă mai urăște sau ce se întâmplă. Bun. Fane, deci până la urmă, în momentul de față, putem spune că procesul și scandalul dintre tine și Ionuț Negoiță a ajuns la o finalitate după aceste scuze? Da, să zic așa că putem spune, dar v-am zis, mai din toate chestiile, într-adevăr, acum și-a cerut scuze în stilul dânsului, nu e niciun fel de problemă, și-a cerut. Lumea acum nu prea, fiind preocupată cu toată problema aceasta cu pandemia, probabil nu prea a văzut știrea, pentru că s-a scris puțin. Puneți tu la status. și-a pus pe Instagram, că am văzut eu. Mi-am pus, da, pentru că a fost așa ca o eliberare pentru mine, ca un... Orice om, ați văzut, are anumite stări care le ține ascunse. Da. De multe ori se arată, de multe ori nu se arată și stă cu stările acestea ale lui. E, pentru mine, în interiorul meu exista mereu o chestie care mă jena. Ei, acest lucru parcă așa m-am eliberat când am văzut, chiar dacă... Deci e clar că ai fost afectat psihic foarte mult de acest episod, dacă spui că era ceva în tine care rodea. A fost, pentru că e normal să fii, pentru că poate peste câțiva ani, când vom îmbătrâni sau poate voi ajunge antrenor sau președinte de club sau nu știu, zic așa că nu știm unde ne duce viața, peste câțiva ani, când o să întrebe cineva, poate o să-i aducă aminte de că ăsta e Bărbăianu care a fost acuzat de blat și la ce meci, Steaua Dinamo. Da. Înțelegeți dumneavoastră? Da. Dar astea sunt trecătoare, pentru că
încă o dată se dovedește că timpul vindecă rănile, chiar dacă nu în totalitate, dar le vindecă. Vorbind de Dinamo și de domnul Negoiță, situația în care până la urmă dânsul a adus acest club, cum ți se pare? Adică toți dinamoviștii acum tremură că vine nenorocirea peste ei. Da, ce să zic, e dureros pentru că un club de avergura lui Dinamo nu trebuia să ajungă niciodată în situația aceasta. Nu trebuia să ajungă să joace în play-out atâția ani. Însă sunt ferm convins că strategiile care le-au adoptat cei de la Dinamo și că văd și ei în aceste momente nu au fost, din păcate, cele mai bune. Au fost decizii luate greșit. Acum a venit factura, cum ar veni. Și deși Dinamo a fost, cel puțin de când a venit domnul Neguiță, a fost un club care a fost foarte atent la salarii, la fiecare ban dat la jucători.